Bine v-am regăsit! Bună, Teo! Astăzi vom realiza un machiaj strălucitor pentru seara de Crăciun, de ce nu și de Revelion, cu noua colecție de farduri Melchior. Interesant până și titlul, da? The Shiny Collection. Da, sunt farduri silvefate, specifice acestui moment strălucitor. Bun, trebuie să știe cei care ne privesc că această colecție este ajuns întâi la noi, pe mâinile noastre. Este în avanpremiere ce facem noi acum. Da. Sperăm că de mâine, sigur, va fi și în toate magazinele Melchior și pe online. Da? Uitați-o cât de bine arată. Intră perfect într-o cutiuță de 6 farduri. Da? Și o puteți folosi cu succes astfel. Hai să vedem ce este. Și spune și Alinei bună. Bună, Alina! Nu uitați, pentru o mai bună aderență a fardurilor, da, folosiți baza de machiaj Melchior. Da? Și vom începe cu cea mai deschisă. Da, culoarea cea mai deschisă, acest alb-auriu, va fi destinată în întregime pe apei mobile. Da, vom obține strălucirea necesară printr-o singură aplicare. Alb-auriu. Este auriul fiind culoarea Crăciunului anul acesta. Ne dă strălucirea necesară de apei mobile. Bun. Știu, Delia, și eu abia aștept să-l am în colecția mea. După care. Îl luăm pe cel mai închis. De frumos se vede, știi? Uite ce strălucire. Da? Și începem de la colțul exterior al capei mobile. Da? Și vom crea acel efect strălucitor. În același timp, conferindu-i și puțină umbră. Această colecție Shiny conține 5 culori. După cum știți, în magazinele Melchior și pe online aveți o ofertă, o să vă arăt și puțin mai târziu, achiziționați 6, 12, 24 de rezerve și primiți paleta magnetică cadou sau gratuit, ca să spunem. Da? Și deja efectul a fost. Continuăm și în parte. Știi, eu nu văd, telefonul nu arată foarte bine, nu se vede, dar în realitate este wow. Bun, haideți să începem acest. Adică uite, vezi, uite cum se vede prin telefon și uite diferența în realitate. Acum e mai bine, da? Era lumina foarte puternică. Ia, Alina. Da, acum e mai bine, da. Da, la fel, pe colțul exterior, un pic pe pliu, da, și mergeți spre exterior, spre capătul sprâncenei. Aveți grijă să nu o depășiți. Cu câtă ușurință lucrezi tu acolo, deci nu e o problemă dacă depășim, nu? Se poate șterge, da, cred, o să ne arăți la final. Un efect mai alungit. Da? Ne putem folosi și de acest maroniu roșiatic cărămiziu, da? Pe care îl vom aplica în pliu.
și peste acel noroc. Nu trebuie să vă chinuiți foarte mult datorită faptului că este foarte simplu, da. Efectul fiind foarte strălucitor, nu trebuie să aveți niște limite exact. Ideea este să conferiți ochiului o strălucire puternic. Datorită faptului că fardul este și de fapt, pentru a crea senzația de umbră, da, insistați mai mult pe colțul exterior. Da, el nu va replica o umbră, însă în anumite condiții a perceput ca umbră. Da? Și niște greșite. Roșul ca este foarte simplu de realizat. Roșul cu acest brun închis. Nu e greșit să folosim, deci, într-un machiaj numai culori sidefate, nu? Nu, este... Efectul este un strălucitor, da? Cum ar spune vorba românului, da? Glamorous. Da. Și îmi obține foarte multă strălucire. Acest maroniu, da? Se întrepătrunde și se combină cu albul auriu. Undeva spre jumătatea plapei mobile, da? Punctul de colțul interior al plapei mobile, nu intru cu pensul, acolo las auriu. Bun. Cu ajutorul pensului Avantage, mai îndepărtăm din surplus. Nu mă deranjează dacă mai rămân particule sidefate, pentru că și blașul va fi la fel de sidefat și strălucitor. Alina, cred că poate să deschidă, nu? Da, puțin. Pentru baza genelor, da, vom folosi creionul Colcajal, da? Este un bestseller al nostru, da? Chiar am să-l arăt mai puțin, să mă scuz, că e aici pe masă. Da? Și acest creion închide ochii, îl vom folosi la baza genelor pentru a crea un efect de volum. Dar nu depășiți, pentru că acest creion o să vă dea o senzație de mat. Și noi vrem să păstrăm aspectul strălucitor. Insist mai mult pe la baza genelor, la baza genelor, pe colțul exterior. Da, rezistența creionului este una foarte bună. Și cu pensula puțin, un picuț îl lucrez acolo, să nu-mi rămână senzația de linie. La urmă. Deci nu degeaba e un produs bestseller, nu? E apreciat și de clienți. Spui tu că are o rezistență foarte bună, nu? Da, are rezistență foarte bună datorită conținutului mare de ceară. El este mai dur, mina este mai dură și mai pare mai dură și mai tare, da? Însă conținutul de ceară îl face să devină mai fluid și mai să se așeze mai bine atunci când intră în contact cu căldura plapei mobile, da? Căldura corpului. Bun. La fel, închideți. Sus, jos la fel.
Da, vă creează acel efect de privire mai seducătoare. Datorită faptului că sus am insistat pe colțul extern, jos la fel o să vin până la jumătatea pleoapei inferioare, nu o să mă duc până în colțul intern al ochiului. Și partea cealaltă la fel. Bun, am încheiat cu el. Mai curățăm cu totul. Și ne întoarcem la farduri. Și dacă sus am aplicat fardul cel mai închis, jos voi face același lucru. Cu pensula aplicatoare. Bun. Dacă vreau să folosesc aceeași pensulă, da? După cum v-am promis, de fiecare dată o să vă mai spun câte ori. O să vă dau câte ori. Dacă vreau să folosesc, mai vreau să folosesc încă un fard și pe colțul exterior am folosit fardul cu pensula aceasta, dacă vreau să folosesc aceeași pensulă, da, tot ce trebuie să fac este fardul. Un alt truc. Da, de obicei, deci doar întoarce pensula și la-ți altă culoare, da, nu? Trucul este de fapt că fardul, când îl aplici, de cu o latura pensulei. Exact, nu faci, da, da, ne-ai mai spus. Uite, acum te ajută. Da, da. Da? Și cu cel mai închis, cel pe care nu l-am folosit până acum, da? O să-mi creez un degrade cu cele două farduri pe colțul interior. Da? Spre colțul interior, o voi mai duce și cu acest auriu. Acesta îl voi aplica în colțul interior, da, în punctul lacrimal aici, într-o parte, și în partea cealaltă la fel. Deci sunt foarte bine alese. Deschidem aceste culori, nu? Văd că te ajută să creezi un machiaj complet. Da. Le-am folosit până acum, le-am folosit pe cele patru. Și mi-a mai rămas una singură. Da. Și o voi folosi și pe aceasta. Uite, ne spune Nicoleta că păteul auzim cam încet. O să vin eu mai aproape de el cu telefonul sau dați voi volumul mai tare. Îți mulțumesc, Nicoleta, că ne-ai făcut atenți. Bun. Da? Iar ultimul, fardul acesta puțin rozaliu. Deci îl folosim și pe el până la urmă. Îl putem folosi. Eu o să-l folosesc pe punct de, pe colț de iluminator. Da? Și o să-l aplic sprânceană. Deci trebuie cumpărate toate rezervele din această colecție. Aveți nevoie de toate. Orice fard iluminator poate fi folosit, orice fard de fapt poate fi folosit pe post de iluminator. Acest fard, având în vedere că este și puțin rozaliu, seamănă foarte mult cu un blaș. Îl putem aplica peste blaș, da? Pentru a da un efect de strălucire blașului. Și noi te pupăm, Nicoleta. Îți mulțumim că ne urmărești. Sper să se uite și Violeta.
deschide puțin. Da. Efectul acesta de alungire. De la colțul exterior al ochiului mă duc către capătul sprâncenei, da? Bun. Și acum, scrina o să vă arate blașul pe care o să-l folosesc. Da? Este un blaș mozaic. De obicei, acest blaș este folosit foarte des vara. Da? Este un blaș bronzant. Dar având în vedere că tocmai piajul este foarte strălucitor, vom aplica iluminator peste tot. Și atunci voi folosi acest blaș bronzant. Care la fel este un bestseller al nostru, este unul din produsele foarte apreciate și cumpărate. Da? Mare grijă, atunci când îl folosiți, nu îl luați dintr-un singur punct, amestecați-l, da? El este construit așa, tocmai pentru a fi amestecat. Avem roz și verde. Da. Da? Și vom acestea amestecate obținem mare. Îl putem folosi. Da, fardul acesta roze. Deasupra, pe umărul pomeții. Da? Să nu credeți că am uitat să aplic mascara. O să vă spun și de ce nu am făcut. Mascara o să aplic la sfârșit. Cei care ne privesc n-au sesizat, dar cred că au încredere în tine. Cred că din cauza aceasta n-au întrebat. Da? Efectul singur, foarte strălucitor. La fel, cu ajutorul pensulei Evant aici. Îndepărtăm de surplus. Da? După cum vedeți, ochii sunt foarte, 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 foarte strălucitori. Bun? Și atunci, dacă ochii sunt atât de strălucitori, mascara o voi aplica. Dacă vii puțin mai spre mine, Alina, cred că ești într-o lumină mai aici. Ia. Da? Cred că se vede mai bine așa. Bun. Fardul este foarte... Deci dacă aici lucește umbra, da? Partul este, da, ia mai ține un puțin acolo, te rog. Da? Așa. Da. Bun. Îndepărtăm surplusul și mascara. Ionela, bună! Numai puțin, te o scuză-mă. Prezentăm noua colecție Shiny. Este în avantpremieră. Sperăm că azi sau cel târziu mâine o găsiți în toate magazinele Melchior, cât și pe online. Deci fiți cu ochii pe noi. Bun. Mascara extra volum. Extra volum, care este în promoție luna aceasta. Și aceasta este în promoție. Da, este în promoție, este la prețul de 19,90 lei. Este un preț valabil atât în magazinele Melchior, cât și pe online. Da, se pare, este un machiaj foarte ușor de realizat
și cu un buget accesibil. Da. Mascara am ales să o folosesc la sfârșit, tocmai pentru că am folosit foarte multe produse și de parte. Și mascara este unul dintre elementele care trebuie să rămână mate. Și atunci o aplic la sfârșit după ce am terminat cu tot sileful, tocmai pentru a-i păstra efectul de mat, pentru a nu veni cu față de fapt peste. Putem veni și din cealaltă sens. Chidește dreptul. Da? Ultimele gene le trage puțin pe colțul exterior. Uite-mi și asta, da? Uite, exact. Deci, probabil că așa se întâmplă la farduri sidefate și la lumini. Nu se văd foarte bine. Și uite, ne spune Ionela că să te salutăm. Ești dulcean de-al ei. Da, bună. Foarte frumos machiaj, nu se vede foarte bine, așteptăm poze mai clare. Da, acesta ar fi motivul. În general, la fardurile sidefate și lumina noastră nu ne ajută foarte mult. Dar o să încercăm. La final o să o mutăm pe Alina într-un loc așa mai fără lumină și se va vedea mai bine. Bun. Ce faci eu? Surpriză. Ne urmărește, deci bine. Domnul... Gold, nu? Gold. Asta este da, culoarea sezonului. Noi suntem norocoși, noi suntem în avanpremieră, avem primele farduri aici, primele rezerve. Da. Sperăm să ajungă în toate magazinele azi. Goldul este despre auriu acum, am văzut că au apărut și niște pile, fil gold. A, asta ați vrut să ne arătați, super! Da. Deci să avem un Crăciun auriu, toate sunt în avanpremieră, da. Fardul este albul auriu. Albul dându-ne luminozitatea și, luminozitatea de care avem nevoie și auriul dându-ne culoarea sezonului. Da? Bun. Și la celălalt ochi mascara. De ce se vede așa? Pentru că lumina este foarte puternică aici. Da, pe asta... Cred că putem să schimbăm puțin reflectoarele acestea. Dar oricum, pașii am văzut, cum am aplicat, ce culori... Vă garantăm că rezultatul este spectaculos. Veți fi gata de petrecere. Nu trebuie să uitați printre toate, printre lista de Crăciun, să bifați și machiajul. Da, suspirăm. Putem aplica mascara și pe genele interioare, dacă doriți. Dar acestea vreau să le las mai strălucitoare. Da? Și la final, un ruj. Da? Și dacă avem auriu, atunci ruj, dacă vreți să aplicați un ruj puternic, roșul va merge foarte bine. Foarte bine, da.
Ați putea trece pe lista lui Moș Crăciun să vă aducă o colecție shiny de la Melchior. Dacă Moș Crăciun nu vă aduce și nu vă îndeplinește dorința, puteți să vă îndeplini singure. Da. Conturul, țineți minte, întotdeauna folosiți creionul. Da? Chiar dacă folosiți ruj după, creionul este un trebuie. Tocmai pentru a nu lăsa rujul să migreze. Da? Uite, Ionel, a fost gând la gând cu tine pentru rujul roșu. Da, cu rujul roșu nu greșesc niciodată. Uite, Gabriela îți spune că o pereche de degene false crede că ar fi completat și mai bine machiajul. Evident, genele false întotdeauna îmbunătățesc și dau o notă mai dramatică machiajului. Puteți să o faci pentru gene false sau nu, nu este ceva obligatoriu, da? Alina are ea niște gene foarte frumoase și ce să mai... Bun. Și peste acest ruj, peste acest creion, voi aplica un ruj roșu închis. Da, aceasta este culoarea. Uite, văd foarte multe inimioare, deci toată lumea cred că a gândit că va merge un ruj roșu și atunci primim aceste inimioare. Machiajul în sine este foarte frumos, nu este nici strident, deci este doar strălucitor. Nu e ceva strident, este natural strălucitor, nu știu cum să-i spun, dar e foarte frumos. Ce puteți face? Dacă vreți să transformați machiajul acesta, să-i dați o natură mai dramatică. Exact. Pe sub toate fardurile astea, de exemplu pe bățurile studiilor și unde am aplicat eu acel maron chisit de fard, da? Sub el puteți începe cu un gri. Sau cu negru, puțin negru. Exact. Și atunci îi dați mai mult adâncime, mai mult dramatism. Și peste îi dați strălucirea necesară cu farduri maroșii de fapt. Asta este la tehnica fiecare. Cum se vede și cum își dorește seara de sărbători. Opțiunile sunt nelimitate. Eu v-am arătat doar o modalitate de folosire a acestor farduri. Ele pot fi folosite în 11 mil în formă. Bun. Și acum, după ce am aplicat și lucrurile, revenim la fardul rozesc, da? Și îl putem folosi. Să nu spui că îl folosim mult. Wow! Dacă totul este strălucitor, da, să nu uităm de buze. Și le vom conferi și lor un mic efect de volum cu ajutorul acestui farsi de fat aplicat pe centru. Ionela, îți vom răspunde sigur după ce terminăm live-ul. Trebuie să aflăm informațiile corecte și vă anunțăm. Alina are o grăpiță foarte frumoasă. Eu aștept numai râzând așa.
Iar dacă te uiți în jos, la final, ne putem folosi. Lasă-l în jos. De o pudră compactă, mată. Da. Pentru a matifia. Și gata, Alina, ești gata de petrecere, să vină Crăciunul. Ia, Teo, dacă schimbăm puțin, nu știu, imagini, nu știu cum. Sau să vină Alina în altă zonă. Da, în altă parte. Ia. Te rog să te apropii. Alina zice, fă ce zice Teo, că eu nu știu ce zice el. Așa. Și vină mai aproape. Mai. Cu tot. Da? Și aici se vede mai clar strălucirea fardului, doar a fardului. Poți să te uiți în sus să vadă. Deci ai tu gene frumoase, dar și mascara Melchior. Da, le pune în valoare. Emoție, exact, le pune foarte bine în valoare. Eu o să fac așa, o mică prezentare a colecției. Deci sunt 5 culori în această colecție. Nu uitați că în magazinele Melchior și pe online, la achiziționarea la a 6, 12, 24 de rezerve, primiți paleta aferentă gratuit, da? Un loc unde să le așezați să stea bine. Tot în promoție avem și fardul, mascara More Volume. Este în promoție doar luna decembrie, deci grăbiți-vă. Și nu uitați de bestsellerurile noastre, poate și dumneavoastră vă plac și le achiziționați. Teo, cam acesta a fost live-ul nostru cu colecția Shiny. Cred că mai, să mai vedem o dată, nu? Da, să rămânem cu imaginea Alinei. Să rămânem cu imaginea Alinei și cu acest machiaj superb. Un machiaj care poate fi purtat foarte bine de Crăciun, de Revelion, da? Da. Și ce să vă urăm? Sărbători fericite, un an nou mai bun. Un machiaj de sărbătoare. Să avem sărbători strălucite, așa ca machiajul nostru. Îți mulțumim, Teo. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit. Aceasta este noua colecție Shine. Să aveți sărbători strălucite. Crăciun fericit, un an nou mai bun. Pe data viitoare. Pe data viitoare.